Erau doi frați. Mami deja a plecat. Ce s-a auzit? Am auzit și eu. Salutare! Astăzi facem un challenge 24 de ore în cor. Pentru că în acest an nu a reușit familia Melemi să meargă într-un camping, facem cortul acasă. Yeah! Dar nu vă bucurați prea mult, pentru că aveți doar 10 minute pentru a pregăti și cortul și toate necesare pentru a sta 24 de ore în el. Mami, dar e prea puțin. Măcar încă 5 minute. Ce să facem? Să le mai acordăm și 5 minute în plus? Da! Da! Pentru a scoate tot din casă în cort. Dar să știți că fără ajutorul meu și nici al lui tati, singuri. Cum adică? Bine! Acceptăm provocarea! Uite! Melissa, prima îmi face în cortul. Aici, aici, aici. Da. Repede. Așa. Foarte! Și prinsele! Uite, așa. Mai face. Doamne, mai repede, 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 repede. Uite, așa le unim una la alta. Ele sunt desfăcute și trebuie să le unim una în alta. Hai mai rapid, Melissa. Desigur. Gata, deja le-am unit. Așa de mare va fi. Prima trebuie să băgăm capetele și Mircea bagă și tu unul. Așa. Ținem. Ține bine aici să nu cadă cortul. Așa până când noi punem alt băt. Aceasta este prima parte și punem pelerina pentru protecție de ploaie. Aceasta parcă tot de fereastră. Uite, o să-mi dai puțin ciocanul? Ciocanul. Mulțumesc. Am tot facem intrarea. Aici. Și în sfârșit am terminat. Și a lăsat ușa deschisă, că intră țânțarii. Cred că Matei. Am pus acestea în pământ ca să țină bine pelerina. Și dacă va fi o furtună mai mare sau ploaie foarte mare, o vom... Ai, ce tare e! Am uitat să punem și... Și saltelele! Da! Avem două saltele, una mai mică și una mai mare. Hai să înflăm. Repede punem capacul să nu se desufle. Acum punem saltea înăuntru. Care am fost și la mare. Oh, ce bine e! Aici voi dormi! Mircea, dar mai avem încă de 5-6 minute! Repede trecem la saltea mai mare! A doua o umflăm înăuntru, că nu o să încapă pe ușă, este prea mare! Pompa, nu o ducem departe pentru că în caz de se umsuflă vom avea nevoie de ea. Da, avionul. Și o punem pompa aici. Iar acum, de ce noi avem nevoie? Vom sta aici 24 de ore și trebuie să avem toate la îndemână. Acest challenge l-au făcut și alți youtuberi. Dar nimeni din ei nu aveau energie. Mircea, tragem imediat un cablu cu lumină. Dar de ce stăm? Să mergem! Hai! Văd că v-ați încadrat în timp și v-ați pregătit toate cele necesare. Hai să-mi povestiți, ce v-ați luat voi? Cel mai important ce mi-am luat este firul electric. Vom avea energie. Desigur și așternuturile pe care vom dormi și pijamalele. Văd că v-ați luat apă. Mi-a luat și o carte cu George. Mi-a dat prietenul meu, Mihai.
și eu mi-am luat o carte, 101 de povești de noapte bună. Înseamnă că poți tu să-mi citești povești. Iar eu, pentru ca să dorm mai bine, mi-am luat bebelușul. Luminița e ce, o lampă de veche, da? Să vedem ce poate face ea. Așa, wow! Este o lampă care are și radio și muzică puteți să ascultați și povești. Da. Noi am mai luat și jocul incognito, un cubic. Da. Și văd și o tabletă. Ce o să faceți cu ea? Vom primi povești și vlogurile de pe canalul nostru. Apropo, concursul de astăzi va fi diferit. Astăzi nu trebuie să căutați cuvântul cheie Melimi, dar va trebui să căutați vlogurile noastre unde este acest cord. Există cel puțin 4 vloguri diferite unde este acest cord. Denumirea vlogului unde apare cortul să scriți în comentariu. Iar primii 3 care vor scrie răspunsul corect vor fi cei care vor acumula puncte pentru concursul nostru de la finele lunii septembrie. Mircea, dar ce este aceasta? Acel doar dacă se deconectează lumina, aprindem lumina, dacă vrem să ascultăm muzică. Are o manetă, trebuie să o rotești și se conectează lumina. Uite așa. Un frigider unde vom pune mâncarea, fructe, niște dulciuri, suc, chipsuri, iaurt. Setăm temperatura. Dar îmi prezentați cortul vostru în interior. Desigur, da, mami! Așa. Să înceapă challenge-ul! Oh, ce bine e aici! Așa e, Mircea? Da! Sunt convinsă că va fi un challenge foarte interesant. Dar ceva parcă am uitat să iau. Scrieți-ne, vă rog, în comentarii. Ce ați fi luat voi dacă ați fi mers cu cortul 24 de ore? Nu. Am citit o poveste. Desigur, Mircea. Dar vreau o poveste înfiorătoare. În cartea aceasta așa povești nu există. Atunci eu îți spun una. Erau 2 frați și au hotărât să doarmă noaptea în cort. Și s-a auzit o voce stranie la ușa cortului. La un moment, ceva foșnea în prejurul cortului. Aceasta era mama lor. Ea alunga gâzele. Da, da, da. Dar să vă spun eu o poveste foarte înfiorătoare. Vreți? Da. Era odată un canal de YouTube. Familia Melimi? Da, da, acela. Și ce s-a întâmplat? Acest canal îl vizionau foarte multe persoane, dar numai 20% din vizitatori erau abonați. Restul îl priveau fără să se aboneze. Mami, cum așa? Nu se poate. Și eu așa zic, cum se poate? Haideți să apăsăm pe butonul roșu să se facă gri și după schimba cursul la această poveste frumoasă. Eu vă las și voi trebuie să dormiți. La ora 21 copiii deja dorm. Dar să nu uitați să citiți și povestea de seară. Bine? Noapte bună! Noapte bună, mami! Pa, pa! Pa, pa! Mami, deja a plecat! Putem să privim un vlog! Mă duc după fructe. Bravo! Hai să trecem la următorul! Ce oare s-a pierdut? Dar dragostea, ea cheamă pe cineva. Ea cheamă. Iar tu ai privit acest vlog. Ghicește melodia după emoji. Este foarte interesant. Melissa, noapte bună. Noapte bună, Mircea. Ce s-a auzit? Am auzit și eu. Cred că era câinele nostru. Mircea, dă muzica mai încet! E prea tare!
așa e mai bine. Mai aveți de stat în cort? Încă nu s-au îndeplinit 24 de ore. Yay! Vreți să puneți muzică? Da! Haideți! E mai rece afară decât în cort. Poftă bună, Mircea! Poftă bună, Melissa! Eu mi-am uitat să iau pielea de dinți, dar tu, Melissa, nu te pepte. Mi-am uitat peptenele în cort. Hai că ți le împrumut pe acesta. Au, cu acesta nu mă prea descurc. Dragi abonați, nu uitați să ne scrieți ce trebuia să mai luăm noi în cort. Eu ajut oamenii? Nu prea. Mai mult te amăgești cu diferite trucuri. Gata, mi-am dat seama. Dar eu ajut oamenii. Îi ajut. Chiar și pe noi o să ne ajute la finele lunii septembrie. Sunt poștași? Da! Dar tu participi la concursul nostru. Nu uitați că la finele lunii septembrie acest poștaș o să vă aducă coletul nostru. Dacă vei reuși să câștigi mai multe puncte. Eu sunt magician. Ai ghicit, Melissa. Iar voi ați văzut TikTok-urile noastre despre magii. În vlogul trecut noi am spulberat secretele magiilor. Intră și privește, că e foarte interesant. Să stau un pic cu capul afară. Melissa, vină și tu. Să luăm o gură de aer. Mami! Mami! Ce? Mai avem mult? Mai aveți încă 15 minute. De fapt, mai aveți încă 24 de zile. De ce? Cum așa? Vă explic imediat. Pentru că facem niște lucrări în casă și meșterii ne-au scos podeaua veche. Haideți să vă arăt. Voi! Au turnat mortar. Da, și în 2 săptămâni urmează să schimbăm podeaua nouă. Mircea, cred că mai avem de dormit în cort. Yay! Și acum, câștigătorii concursului găsește cuvântul cheie, Melini! Primul loc, Denisa Schiut! Felicitări! Locul 2, Irina Chihai! Bravo! Și locul 3, pentru prima dată, este M. Maria! Felicitări, Maria! Și nu uitați că în concursul de astăzi trebuie să găsiți vlogurile unde este acest cort! Avem cel puțin 4 vloguri! Iar punctajul se va acumula pentru concursul de la finele lunii septembrie! Art de nerăbdare să aflu primii 3 care au găsit aceste vloguri! Și vă mulțumesc că mi-ați optit cine mi-a pus oreul foarte departe! În challenge-ul nostru calcă și mănâncă! Vă iubim și pa, pa!